Leonardo Roftei a ajuns în România în vizită pentru câteva zile. Acesta a venit să rezolve mai multe probleme, dar și să își viziteze rudele rămase în țară și prietenii. Unul dintre aceștia este Cornel Dinicu, patronul fermei dacilor. Moșul a vizitat sâmbătă pe Cornel Dinicu la pensiunea din Tohani. Aici s-a văzut, cel puțin ce am văzut la televizor a fost dureros, tragic. Nu pot să mă exprim în cuvinte lucruri care ce s-a întâmplat aici. Chiar nu pot. Sunt cuvintele unui prieten care, din păcate, nu i-a putut fi alături lui Cornel Dinicu după ce flăcările i-au ucis fiul, dar și rude ori prieteni apropiați. Îl cunosc pe Dinicu, îl susțin, sunt alături de el și sper ca din toată inima să treacă pe această problemă, această durere, că să-ți pierzi copilul și nu mai și toți cei care s-au pierdut. Un membru al familiei Dumnezeu să-i odihnească, îmi pare rău. Cornel Dinicu, patronul fermei dacilor, s-a bucurat de vizita făcută de către prietenul său, Leonardo Roftei, pe care îl știe de 30 de ani. Nu pot decât să mă bucur că sunt oameni care vor să și ne încurajează să mergem mai departe. Nu pot decât să mă bucur și mulțumesc lui Leonardo. Moșu și Cornel Dinicu spun că sunt practic în acea situație, având în vedere că amândoi se consideră nedreptățiți în procesele pe care le-au dus cu autorităților, ori încă le duc cu anchetatorii. Am fost, suntem în acea situație, datorită, părerea mea, legilor care nu sunt, sunt unele nemodificate dinainte de Revoluție. Dau un exemplu, un vecin de-al meu de aici se chinuie cu un teren să construiască ceva pe el și are o limitare de construcție, 250 de metri pătrați, nu contează cât de mare e terenul. Nu s-a gândit nimeni că poate deveni o zonă turistică și se chinuie să nu poate construi, că legile sunt cum sunt. Doroftei și Dinicu au petrecut câteva ceasuri împreună la ferma dacilor, timp în care au depănat amintiri și au povestit despre lucrurile petrecute în cei 5 ani de când Leonardo Roftei s-a mutat în Canada. Pugilistul spune că nu este exclus ca în perioada următoare să revină în țară împreună cu familia sa.